Salut! Vreau să vorbesc despre câteva remedii care par să funcționeze în majoritatea cazurilor, dar înainte de toate, abonați-vă la canal și porniți clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi videoclipuri de pe canalul nostru. Să începem! Mai întâi să discutăm despre beneficiile primului remediu, sarea. Bineînțeles, mă refer la sare de mare de înaltă calitate. Sarea ajută în multe probleme, dar două probleme principale ies în evidență, mai ales în ceea ce privește sodiul. Slăbiciune în organism. De exemplu, dacă ați ținut post de ceva timp și nu consumați suficientă sare, poate apărea o deficiență de sodiu, mai ales dacă vă antrenați și transpirați sau dacă beți multă apă. Nivelul dumneavoastră de sodiu scade, ceea ce duce la o slăbiciune semnificativă. Dacă vă simțiți slăbit, încercați să consumați puțină sare și vă veți simți rapid mai bine. De asemenea, sodiul ajută la reducerea activității sistemului nervos simpatic, ceea ce este benefic atunci când ești stresat. Dacă ați avut o zi stresantă și nu puteți dormi, consumul de puțină sare înainte de culcare vă poate calma sistemul nervos. Oțet de mere. Vă recomand să îl diluați cu apă, de exemplu 12 linguri de oțet de mere într-un pahar de apă. Oțetul de cidru de mere abordează două probleme principale: orice deranjament stomacal, refluxul acid, indigestie sau arsuri la stomac. Dacă luați oțet de mere chiar înainte de mese, acesta poate ajuta semnificativ. De asemenea, stabilizează eficient nivelul de zahăr din sânge, așa că dacă aveți diabet, prediabet sau rezistență la insulină, consumul acestui amestec seara poate îmbunătăți nivelul de zahăr din sânge de dimineață. Lămâie întreagă. Amestecați o lămâie întreagă cu un pahar de apă, adăugând eventual puțină stevia sau electroliți pentru a reduce aciditatea, și beți-o. Acest lucru oferă o doză mare de bioflavonoide care ajută în cazul problemelor vasculare și al venelor varicoase. Consumul acesteia în fiecare dimineață poate arăta efecte pozitive. Ulei de măsline extra virgin. Asigurați-vă că este de înaltă calitate. Adăugarea uleiului de măsline în dieta zilnică vă poate ajuta cu diverse probleme, cum ar fi mărirea prostatei, hipertensiunea și problemele de colesterol. Acesta protejează inima și reduce inflamațiile. Bicarbonat de sodiu. Dacă aveți placă dentară, luați un sfert de linguriță de bicarbonat de sodiu, adăugați 100 ml de apă, amestecați și folosiți amestecul pentru a vă spăla pe dinți. Bicarbonatul de sodiu, fiind o substanță alcalină, ajută la descompunerea biofilmului și reduce aciditatea din cavitatea bucală. Așadar, bicarbonatul de sodiu ajută cu placa dentară, dar ajută și dacă aveți arsuri la stomac împreună cu un ulcer sau dacă aveți o problemă cu intestinul pe care oțetul de mere sau clorhidratul de betaină nu ajută. În mod normal, pentru arsuri la stomac sau reflux acid, recomand clorhidrat de betaină sau oțet de mere pentru a crește aciditatea. Dar dacă ai gastrită, inflamație sau ulcer, acesta poate agrava starea, așa că ai nevoie de ceva care să nu răutățească situația. Luați în considerare acest lucru. Bicarbonatul de sodiu poate ajuta la reducerea acidității fără a înrăutăți ulcerul sau gastrita și de asemenea folosește clorofila pentru vindecare. Îți recomand zincul de carnosină sau chiar pulberea de suc de iarbă cu apă, deoarece favorizează vindecarea mucoasei stomacale sau chiar esofagiene. Germen de brocoli. Cu germenii de brocoli nu sunt multe probleme, este un produs excelent. Dacă încolțești tu însuți brocoli în pământ până când crește un pic mai mare, atunci devine microgreens, ceea ce este puțin mai bine datorită beneficiilor aduse de pământ. Germenii de brocoli conțin o substanță numită sulforafan, iar în germen este mai multă substanță decât în plantele mature. În germen, sulforafanul este de 50 de ori mai mult, ceea ce îl face un remediu excelent împotriva Helicobacter pylori. Această bacterie provoacă gastrită, ulcere și alte asemenea. De asemenea, sulforafanul este un puternic agent anticancerigen. Nu fac nicio afirmație, dar există peste 2000 de studii privind impactul sulforafanului asupra cancerului, iar 30 dintre ele sunt studii pe oameni, ceea ce este grozav. Se știe de asemenea că sulforafanul ajută în cazul autismului la copii și adulți. Usturoiul. Usturoiul conține multă alicină, un agent antimicrobian foarte puternic. Este bun nu numai pentru a scăpa de bacterii și virus, ci și pentru a elimina ciupercile, mucegaiul, paraziții. De aceea, este esențial să gătești carnea și altele asemenea cu usturoi. Dacă există vreun agent patogen în mâncare, usturoiul va ajuta la neutralizarea lui. Usturoiul este de asemenea benefic în prezența infecțiilor și conține substanțe care ajută la reducerea tensiunii arteriale. Subțiază sângele, împiedicând formarea de cheaguri, deci este foarte benefic pentru inimă. Cam atât pentru astăzi, dragi prieteni. Aveți grijă de voi și de sănătatea voastră. Dacă v-a plăcut episodul, atunci puneți un like și distribuiți-l cu prietenii și familia voastră. Pe curând!